Inspectoratul pentru situații de urgență Vâlcea a scos la concurs 71 de posturi pentru încadrare din sursă externă. Potrivit ISU Vâlcea, toate documentele necesare se depun doar în format electronic la adresa de e-mail cgp@isuvl.ro. Totodată, pentru orice nelămurire legată de participarea la concurs sau la întocmirea documentelor, candidații pot apela numărul de telefon 0250 748 201, Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri între orele 8-16. Deja au început înscriere pentru un număr de 71 de posturi în cadrul inspectoratului. Este vorba de 45 de posturi de soldat și gradat profesionist. Aici condițiile sunt 18-25 de ani împliniți la data verificării dosarelor și să aibă 10 clase absolvite. De asemenea, avem un număr de 16 posturi de conducător auto, obligatoriu să dețină permis de conducere categoria B și C, iar vârsta este între 21 ca să obții permisul de conducere categoria C și 35 de ani împliniți în anul participării la concurs, de la 1-1 până la 31-12-2022. Și mai sunt 10 posturi la reședință, 3 posturi de ofițer și 7 posturi de subofițer. Nu există limite de vârstă. Aici trebuie urmărite doar condițiile de studii. Noi facem înscriere în fiecare zi, se fac înscriere online, se pot depune și sâmbătă și duminica. Acolo unde sunt probleme pot fi adresate întrebări pe e-mail, se va răspunde în timpul cel mai scurt. Îi așteptăm pe toți cu mult drag să se înscrie și să devină colegi de-ai noștri. La nivel național, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că scoate la concurs peste 1500 de posturi, cele mai multe de șofer. De asemenea, se caută și ofițeri și subofițeri la resurse umane, achiziții, logistică, relații publice, financiar, comunicații și IT.